Salut! N-am mai făcut un filmuleț de foarte multă vreme și astăzi, în această seară, vreau să-ți prezint un super număr de magie. Este vorba despre trei cărți, despre un joc la care niciodată n-ai putea câștiga. Am aici un rege, o regină și un alt rege. Scopul tău este să urmărești și să-mi spui unde este regina și dacă ai putea să pariezi că este acolo unde spui tu. Regina este în mijloc? Le strâng, se întorc cele trei cărți, iar în momentele de față regina este în mijloc, o poți vedea, este acolo. Dacă ai putea paria pe ea, ai putea paria că este în mijloc? Ai putea, pentru că ai văzut-o acolo, dar ea nu este acolo, este deasupra, apare deasupra, se vede? Se strâng cele trei cărți, se duce regina la mijloc, între cele două cărți, poftim? Le întorci și în momentele următoare regina se vede, este în mijloc. Sunt doar trei cărți, ai putea paria dacă este în mijloc, dar tot timpul apare în altă parte regina. Acum este aici, este în partea asta. Chiar dacă se văd că sunt două cărți aici, aici o singură carte, ți-arăt, se văd și pe partea asta, niciodată nu este aici pentru că ea sare dintr-o parte în cealaltă parte, regina este în partea dreaptă. Le strâng. Le întorc invers. Sunt trei cărți, poți observa. Ai putea paria că regina este în mijloc, dar tot timpul ai pierde. Pentru că regina nu este niciodată în mijloc. Sunt doar două cărți, doi regi, iar regina în tot acest timp a fost în buzunarul meu. Am o singură carte în buzunar și aceea este regina. Dă și tu acest tui filmuleț, un share să vadă toată lumea, că e super tare, ce să mai. Iar pe 3 martie, în centru vechi, la Moulin Rouge, o să am un spectacol, Cu puterea minții se numește. Și la mulți ani vreau să spun pe această cale tuturor femeilor care urmează să sărbătorească ziua pe 1 și pe 8 martie. Nu uita să dai share acestui filmuleț. Mulțumesc!